Pagini de Pateric. De la Ava Isaac Sirul. Când vei gândi să faci începutul lucrării tale celei bune și vei hotărâ să fii statornic pe calea lui Hristos, pregătește-te să înfrunți ispitele ce vor să vină către tine. Căci este în obiceiul vrăjmașului ca atunci când vede pe cineva cu credință fierbinte că începe viața cea bună, să-l întâmpine pe el cu înfricoșate feluri de ispite, ca de aici, înfricoșându-se din cea bună învoire, să se depărteze. Dar Dumnezeu îngăduie să fii ispitit, astfel ca prin stăruință să bați la ușa lui și prin frica celor necăjicioase să se semene pomenirea lui în cugetul tău. Și așa, apropiindu-te de el prin rugăciuni, inima ta să se sfințească cu cea de-a pururea pomenire a lui. Și rugându-te tu, el va auzi și vei înțelege că Dumnezeu este cel ce te scoate pe tine. Și vei simți pe cel ce te-a plăsmuit pe tine că te întărește și te păzește. Că acoperământul și pronia lui Dumnezeu înconjoară pe toți oamenii, dar nu văd decât cei ce s-au curățit pe ei înșiși de păcat și fără curmare întru Dumnezeu au cugetarea. Iar pronia și ajutorul lui Dumnezeu se arată mai vârtos acestora atunci când vor intra în ispită mare pentru adevăr, atunci când lucrător foarte îl vor simți pe acesta, ajutorul cu simțirea minții. Unii însă au simțit ajutorul acesta și l-au văzut și cu ochii trupești, cunoscându-l după măsura ispitelor. Și cunoscând ajutorul, de aici s-au sculat într-o bărbăție, precum ne învățăm de la Iacov, de la Iisus al lui Navi și de la cei trei tineri, de la Petru apostolul și de la ceilalți sfinți care s-au nevoit pentru Hristos, cărora în vederea ochilor li se arăta, nu chip omenesc, îndrăzneți făcându-i și gătindu-i către calea sfințeniei. Încă ne învățăm și de la sfinții părinți care au locuit pustia și pe draci i-au gonit din trânsa și sălășluire îngerilor au săvârșit-o, care adeseori erau cercetați de sfinții îngeri, care în multe feluri îi sprijineau pe dânsii, ajutându-le și întărindu-i întru toate, care și din ispite îi izbăveau din cele ce veneau asupra lor din sălbătăcia dracilor. Dar niciodată nu se depărtează de la oameni ajutorul lui Dumnezeu, de la cei ce, adică cu totul, s-au dat pe sine spre plăcerea lui, ci este aproape de toți cei care îl cheamă pe dânsul. De la Sfântul Maxim. Pentru cinci pricini îngăduie Dumnezeu ca să fim luptați de draci. Prima pricină este ca războindu-ne de către ei și împotriva războindu-i noi, să venim într-o dreapta socoteală a virtuții și a răutății. Iar a doua, ca prin război și osteneală, câștigând virtutea întărită și statornică să o avem. Iar a treia, ca sporind într-o virtute, să nu cugetăm înalt, cu mândrie, ci să ne învățăm a cugeta smerit. Iar a patra, ca după ce am văzut gustul răutății, cu ură desăvârșită să urăm răul și păcatul. Iar a cincea, cea mai presus de toate, făcându-ne nepătimași să nu uităm de neputința noastră, nici de puterea lui Dumnezeu, care ne-a ajutat pe noi întru toate.